Terapia la mii de kilometri distanță a devenit realitate. De acum înainte, pacienții pot participa la ședințe chiar dacă psihologul se află în cealaltă parte a lumii. Lucrul este posibil cu ajutorul Holoplatformei, un sistem nou introdus pentru prima oară în Europa la Cluj. Corespondentul ProTV Tudor Tomoș este în direct cu detalii. Bună dimineața, Tudor! Bună dimineața! Holoplatforma este asemănătoare cu o hologramă. Pacientul poate discuta cu terapeutul său fără a se afla fizic față în față cu acesta. Imaginea și sunetul sunt transmise pe internet, apoi sunt redate cu ajutorul unui videoproiector. Holopodiumul a fost adus la Clinica de Psihologie și Psihoterapie Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, de la o clinică de specialitate din Statele Unite ale Americii. Astfel de ședințe vor avea loc tot mai des. Chiar dacă psihologul este plecat în vacanță, pacienții care au nevoie urgent de ajutorul terapeutului nu vor mai fi nevoiți să-l aștepte. Atâta vreme cât psihologul poate să fie prezent într-o formă sau alta, mi se pare că într-adevăr este o tehnică utilă. Decât să lipsească, prefer să fie chiar și în varianta aceasta. O ședință poate avea loc în orice locație în care putem muta fie acest sistem, care este sigur superior unui alt sistem clasic de videoconferință, fie în orice locație în care există deja un sistem de videoconferință care să fie compatibil. Deocamdată, specialiștii de la Cluj testează sistemul pe care vor să-l implementeze cât mai repede.